Bună ziua, bine v-am regăsit! Pentru că este iulie și pentru că vin vacanțele, ce poate fi mai plăcut decât să stai, să vegetezi, să te gândești la lucruri profunde, de ce nu la filozofie? Așa încât, pentru că este la modă să îți filmezi biblioteca, m-am gândit să filmez și eu o parte din ea, mai ales cu cărțile de filozofie. Un subiect mai lejerache pe care vă invit să-l savurați. Pe primul raft sunt cărți care sunt pe orizontal așezate și care sunt așezate pe vertical. Hai să începem cu cele pe orizontală. Este Nostalgia de Cărtărescu. Nu este o carte de filozofie, dar este o carte într-un format care nu a apărut la noi decât exclusiv cu acest titlu. Este o variantă de buzunar care se citește, după cum vedeți, așa, e tipărită pe hârtie din aceea de țigară și este foarte interesantă din punct de vedere bibliofil. Așa, câteva cărți de Nietzsche, Ecce Homo, cartea lui de pseudomemorii, Anticristul, poeziile lui Nietzsche în variantă bilingvă, germană, română, în varianta lui Simeon Dănilă, cel care a făcut și a început operele complete de la Hestia. Așa, și o variantă de traducere a cărții lui Marc Aureliu către sine însuși, a lui Ștefan Bezdechi. Și scrierile postume ale lui Nietzsche, nu într-o variantă critică, ci într-o variantă, să zic, creată în mod artificial de către sora lui. În fine, e bine că există aceste fragmente intitulate Provizoriu Voința de Putere. O carte destul de bine făcută. În fine, trecem mai departe cu următoarele cărți, câteva antologii, lecții de filozofie cu antologii de texte filozofice, tot o antologie cu texte filozofice pe teme politice. Astea au apărut după Revoluție. Două tratate filozofice ale lui Descartes, în traducerea lui Constantin Noica, Reguli de îndrumare a minții și meditații despre filozofia primă. Sunt traduceri bunuțe, dar într-un stil din acela vechi, care încearcă să reproducă un limbaj filozofic vechi, românesc, care n-a existat niciodată. Limitele puterii, tot texte fundamentale pe teme politice, o antologie care cuprinde fabula lui Mandeville, Iluminismul scoțian, The Federalist, Edmund Burke, Mill, Lord Acton și Friedrich Hayek. Așa, mai avem aici ediția bilingvă din Machiavelli Principele, în Biblioteca Italiană de la Humanitas. Și primele traduceri din Freud, din care am citit doar asta, Psihanaliză și sexualitate. Bun, traducerea lui Leonard Gavriliu. O carte foarte dragă mie, Coranul cel Sfânt, este o ediție care aparține ligii islamice, adică varianta canonică, și o variantă bilingvă, arabă-română, e cea pe care am și citit-o. O carte dăruită de către o turcoaică care fusese la Mecca. Deci o carte care mi este foarte dragă. Bun, alte cărți pe orizontală sunt Discurs despre metoda lui Descartes la editura Academiei, Dialogurile curtezanelor de Samosata, Metafizica lui Aristotel în traducerea lui Cornea, Retorică și teoria argumentării, o carte foarte dragă mie pentru că cuprinde multe principii de argumentare în retorică și nu numai, Cicero despre îndatoriri, Aurora de Iacob Böhme, o carte pe care am cartonat-o eu, apărută prin 90 și ceva. Așa, Epicurei, o mică antologie
Până să apară antologia lui Cornea, mai mare, a existat doar această antologie din Epicur, manualul lui Epictet și primul volum din diatribele lui, cartea întâia din diatribele lui Epictet. Acestea sunt apariții. Noi câteva cărți de Kierkegaard, Jurnalul seducătorului, Conceptul de anxietate, Vinovat, nevinovat și în seria Cicero de la editura Universității Alexandru Ioan Cuza, niște ediții bilingve din împotriva lui Catilina ale lui Cicero. Bun, câteva ediții de buzunar. Să începem cu Epictet Marcus Aurelius, este varianta lui Peucescu și Burtea, din Epictet și Marcus Aurelius. Avem Banchetul de Platon, Petru Creția, Eutifron, Apărarea lui Socrate, Criton, Elogiul Nebuniei, Erasmus, Phaidon, Platon, Phaidros, Platon, Martin Buber, Eu și Tu. Așa. Aici mai sunt despre viețile și doctrinele filozofilor. O ediție mai populară a traducerii lui Frenchian, îngrijită de Piatkowski, așa și de Ion Axan. Mai avem aici o altă traducere a Principelui de Machiavelli a lui Nicolae Luca. Așa, și trei volume de Quintilian, Arta Oratorică. Singura traducere apărută în românește de oratorie. Să începem cu Herodot, cărțile pe verticală, volumul 1, istoriile. Așa, volumul 2, tot din istorii de Herodot, Adelina Piatkowski și Felicia Ștef și Filozofia până la Platon, volumul 1, partea 1, volumul 2, partea a doua, volumul 2, partea 1 și volumul 2, partea a doua. Îl mutăm pe Ganesha, zeul indian de aici, și avem Platon, opere volumul 5, Republica, în traducerea lui Andrei Cornea, care s-a apucat să traducă tot. Și volumul 7, pardon, volumul 7 din Platon, ultimul volum apărut din seria aceasta de opere. Etica lui Spinoza, Cicero despre supremul bine și supremul rău și Aristotele, Etica Nicomahică, traducerea Stelei Petecel, sunt cărțile pe care le am în colecția Clasicii Filozofiei Universale. Din Aristotel, Baumgarten a tradus Politica, bilingv, și Fizica, tot bilingv. Mai avem Epicur și Epicureismul Antic, prima ediție în colaborare cu editura Universității Alexandru Ioan Cuza, în traducerea lui Cornea. A fost reeditată de curând, dar la un preț mai mare. Marcus Aurelius, Gânduri despre sine însuși, încă tot bilingv și tot bilingv, Fragmentele stoicilor vechi, de Hans von Arnim. Cred că sunt vreo 3-4 volume. Așa avem Odiseea, deși nu-i filozofie, în traducerea lui Slușanski, și Eneida, tot în traducerea lui Slușanski. Bun, să trecem la nivelul următor. Avem aici așa. Mircea Eliade, tratat de istorie a religiilor. Îl pun deoparte ca să pot să umblu la astelalte. Filozofia în evul mediu al lui Etienne Gilson. Carte foarte dragă mie, Istoria gândirii chineze, de N. Cheng. Sfârșitul
Sfântul Augustin, prima variantă de la Humanitas a confesiunilor, Tacitus Anale, Confucius Analecte, Lao Tzu, cartea despre Dao. Asta este o ediție pe care am legat-o eu, pentru că e o lucrare fundamentală și am zis să nu o... E traducere de Dinu Luca. Da? Așa, opere de Cicero și astea sunt tot, asta e tot legată de mine. Este vorba de ultimele două volume din cele trei apărute de opere alese ale lui Cicero. Așa, Pascal, Cugetări, este la fel o carte pe care am legat-o eu. Este o traducere apărută după Revoluție și aparține lui Gheorghe Ghidu. Am înțeles că era un profesor de franceză. Așa, Tocqueville, despre democrație în America, volumul 1, volumul 2, tot Tocqueville. Wittgenstein, cercetări filozofice și Wittgenstein, Tractatus Logico-Filosoficus. Primul volum de Nietzsche, Așa grăita Zarathustra, al doilea volum de Nietzsche, pardon, apărut la Humanitas cu Știința voioasă, genealogia morale a morguidolilor. Și mai este încă un volum de Nietzsche care cuprinde Dincolo de bine și de rău și Scrisori, aforisme. Așa, mai avem opere complete. Volumul 2, Nietzsche, volumul 3, Nietzsche și volumul 4, Nietzsche. Kant, singura traducere din Critica rațiunii pure care există în românește și Scrisori către Lucilius, cele două volume în traducerea nouă a Ioanei Costa. Mai sunt aici câteva cărți, și anume Amintiri, vise, reflecții ale lui Jung, o ediție foarte faină care a fost la un moment dat scoasă de Humanitas, și Viețile celor 12 cezari, o traducere nouă, cred că singura care a apărut, în traducerea nouă a lui Gigi Ceaușescu. Da, Gheorghe Ceaușescu, o ediție foarte faină. Alte cărți de filozofie sunt. Avem așa, aici, Rudiger Safranski, Schopenhauer și anii sălbatici ai filozofiei, o carte care mie mi-a plăcut foarte mult de Schopenhauer. Așa, Societatea deschisă și dușmanii ei, de Karl Popper. Lunaticii, de Arthur Koestler, despre istoria de teoriilor cosmice. Așa, o carte de Hajime Nakamura, Orient și Occident, o istorie comparată a ideilor dintre Vest și Est. Sfântul Augustin și sfârșitul culturii antice, Alain Besançon, Imaginea interzisă, Robert Muchembled sau Muchembled, Magia și vrăjitoria în Europa, și Luminismul rozicrucian de Francis Yates. Mai avem această ediție din Filozofiile Indiei, a lui Zimmer, și o carte foarte faină de etică, Tratat de morală după virtute, de Alasdair MacIntyre. Alte monografii, Nietzsche de Bertram și Aristotel de Sir David Ross, câteva cărți din colecția Pluralem, Filostrat, viața lui Apollonios din Tiana, de Porfir, viața lui Pitagora și viața lui Plotin, Li Tzu, al treilea maestru al daoismului, Calea Vidului Desăvârșit, Omul Egiptan de Sergio Donadoni, într-o colecție care nu se mai găsește, Grecii și Iraționalul de Dodds, Misteriile Egiptenilor de Iamblichos, și aici câteva capitole din eseurile lui Montaigne apărute la Classic Garnier, despre versurile lui Vergilius,
pe care le-am tradus despre fizionomie și de la Force de l'imagination despre puterea imaginației. O altă carte tot despre Montaigne, Montaigne și filozofia de Marcel Conge, Canonul occidental de Harold Bloom și Pierre Bourdieu, Regulile artei. Mai am aici, scuzați, filozofia indiană în texte, gândirea egipteană antică în texte, gândirea siro-babiloniană în texte, cultură și filozofie indiană în texte și studii, gândirea feniciană în texte și cele mai vechi Upanishade în foarte faina colecție Biblioteca Orientalis. Să terminăm aici cu filozofia, o carte de istorie, Polybios Historii, De Anima și Parva Naturalia al lui Aristotel, Immanuel Kant, Prolegomene, Pico de la Mirandola, Raționamentele și despre demnitatea omului, Hume, Cercetarea asupra intelectului omenesc, primul volum din Plot in opere, tot în traducerea lui Cornea. Mamă, cât a tradus omul ăsta. Chuang Tzu, Călătorie liberă, opera fundamentală a lui Chuang Tzu. Cred că vreo 20 de ani le-a luat traducătoarelor. Așa, Berkeley, Tratat asupra principiilor cunoașterii omenești, despre libertatea lui Mill, Mirarea filozofică, prima carte despre filozofie pe care am citit-o eu în viața mea și care m-a îndemnat către filozofie. O carte esențială pentru cultura mea filozofică. Așa, mai avem Manifestul Partidului Comunist de Marx Engels, John Locke, al doilea tratat despre cârmuire și scrisoare despre toleranță, Etica protestantă a lui Max Weber, despre miza gândirii a lui Heidegger, Repere pe drumul gândirii Heidegger, Gândirea slabă, Gianni Vattimo, Pieraldo Rovati, Traducerea mea din Montaigne și alte câteva ediții din Montaigne, o culegere din eseuri în traducerea lui Cowan, așa, traducerea lui Scrici, tot din eseuri, dicționarul lui Philippe Dessant, dicționarul Montaigne, tot niște ediții de Montaigne. Aici volumul 3 din ediția lui Pierre Villet, Zweig Montaigne și cele 3 cărți antologii a lui Rorty de eseuri, Adevăr și progres, Pragmatism și filozofie postniceană și Obiectivitate, relativism și adevăr, și lucrarea fundamentală a lui Rorty, Contingență, ironie și solidaritate. Aici este operele complete, traducerea lui Frame ale lui Michel de Montaigne. Mai avem aici pe orizontală Miturile chinei antice și cartea lui Compagnon despre Montaigne. Asta are și dedicație cu care mă mândresc. Așa, și mai avem aici Heidegger de Bimmel și Karl Popper, Conjecturi și infirmări. Cam atât despre filozofie. Mai avem aici câteva lucruri. Schopenhauer, Lumea ca voință și reprezentare, cele două volume. Și mă opresc aici cu filozofia momentan.